Așadar, astăzi vom discuta despre semnele de avertizare care vă pot ajuta să detectați dacă aveți paraziți în organism. Totuși, am câteva vești de împărtășit cu voi. Indiferent de starea dumneavoastră de sănătate actuală, există o mare probabilitate să aveți deja paraziți în organism. Singura diferență este că aceștia este posibil să nu cauzeze probleme în acest moment. Un parazit poate fi orice organism, cum ar fi un virus, vierme, bacterie sau ciupercă, care are o relație complet diferită cu corpul vostru. Spre deosebire de bacteriile sau microorganismele prietenoase, un parazit va ataca și vă creează probleme fără a oferi niciun beneficiu. Prin urmare, această relație este mai mult patogenă. După cum am menționat mai devreme, relația cu paraziții este mai mult patogenică și poate duce la mai multe simptome. Cu toate acestea, unii dintre oameni manifestă și un comportament parazit în care îi exploatează pe alții fără a da nimic înapoi. S-ar putea să cunoașteți astfel de persoane în viața voastră. Revenind la discuția despre paraziți, aceștia vă pot jefui nutrienții și vă pot provoca probleme în organism. Să discutăm câteva dintre simptomele pe care le puteți experimenta din cauza prezenței paraziților. Primul simptom semnificativ legat de paraziți este asociat cu digestia. Reacțiile digestive cauzate de paraziți se datorează în primul rând sistemului vostru imunitar, care încearcă să omoare acești microbi neprietenoși. Diareea este un simptom comun sau un semn că aveți paraziți și este de multe ori benefică în eliminarea paraziților din organism. Dacă ați călătorit recent într-o țară străină, de exemplu, și ați băut din greșeală apă dintr-o sursă necurată, este posibil să aveți diaree ca simptom al unei infecții parazitare. Alte simptome care pot fi legate de răspunsul sistemului imunitar la paraziți includ greața și vărsăturile. Aceste simptome pot apărea din cauza încercărilor corpului vostru de a scăpa de acești paraziți. Acest simptom este legat din nou de reacția sistemului imunitar de a ucide parazitul. De asemenea, puteți experimenta balonare, gaze și chiar constipație. Următorul simptom pe care îl puteți experimenta din cauza paraziților are de a face cu oboseala, în principal din cauza faptului că aceștia vă fură nutrienții. Sunt competitivi și vor consuma absolut toți nutrienții din intestinul subțire, lăsându-vă cu deficit nutrițional. Ca rezultat veți fi obosiți, letargici și uzați și nu veți avea energia de care aveți nevoie. În plus, oboseala poate proveni din cauza sistemului imunitar, care lucrează din greu pentru a ucide parazitul și ar putea fi de asemenea din cauza nivelurilor ridicate de histamină. Histaminele sunt un fel de otrăvuri de oboseală care apar în urma reacțiilor sistemului imunitar. Acum, un alt simptom comun al paraziților este mâncărimea în zonele intime. De asemenea, puteți experimenta mâncărimea în întregul corp, dar aceasta ar putea fi un simptom mai puțin frecvent al paraziților. Un alt simptom comun ar fi schimbările de dispoziție. Vă vor afecta starea de spirit și s-ar putea să vă simțiți iritabili. Este posibil să aveți probleme cu nivelul zahărului din sânge, pur și simplu din cauza ceea ce acești microbi fac asupra chimiei corpului dumneavoastră. Probabil că în cele din urmă veți avea modificări ale pielii, mai ales dacă aveți o infecție cu viermi, cum ar fi pecingine sau ascaris. Este posibil să aveți unele probleme ale pielii, cum ar fi roșiața sau un anumit tip de erupție cutanată. Dacă ați avut o mușcătură de căpușă, ca în cazul bolii Lyme, este posibil să aveți poftă de zahăr din lapte, cum ar fi înghețata sau dulciuri cu lapte. Cel mai rău lucru pe care l-ați putea face, dacă aveți o infecție cu paraziți sau chiar o infecție cu candida, este să continuați să consumați zahăr din lapte sau orice alt fel de dulciuri. Acum, la unii oameni, în funcție de cât timp au avut această infecție cu paraziți, pot constata că pofta de mâncare crește sau scade în funcție de studiul acestei infecții. Îți poți pierde complet pofta de mâncare sau probabil la începutul acestei infecții veți avea mai multă poftă de mâncare pentru că nu puteți beneficia de nutrienții sau alimentele pe care dumneavoastră le consumați pentru că paraziții efectiv îi fură. Un alt mecanism de apărare pe care corpurile dumneavoastră îl au împotriva infecțiilor este să vă pierdeți pofta de mâncare și să intre în așa numitul post prelungit, ceea ce întărește indirect sistemul imunitar pentru a lupta mai bine împotriva acestei infecții. Ca la multe animale, de exemplu, atunci când fac infecții, își pierd și apetitul. Deci, ideea de a mânca mai mult pentru a vă hrăni corpul nu este întotdeauna cel mai bun lucru când vine vorba de sistemul vostru imunitar. Acum, este posibil să aveți de asemenea ceață cerebrală ca simptom comun al paraziților, atât din reacția imună,
cât și din cauza unor produse secundare sau toxine pe care unii dintre acești paraziți le emit, pe măsură ce sistemul dumneavoastră imunitar îi ucide. De asemenea, este posibil să aveți alergii și să strănutați excesiv din cauza unei infecții cu paraziți. Întotdeauna încercați să aflați când au început aceste simptome și ce s-a întâmplat chiar înainte de a se declanșa. În practică am avut un număr destul de mare de asistente medicale, de exemplu, care apelau la serviciile mele și de multe ori am observat că asistentele medicale și lucrătorii din domeniul sanitar tindeau să aibă mai mulți paraziți decât un om normal. O cauză obișnuită de a obține infecție este să fii într-un spital care aparent este cel mai rău loc în care să mergi dacă încerci să eviți infecțiile, deoarece ai acolo toți oamenii bolnavi. Este acest grup concentrat de oameni bolnavi cu toți acești agenți patogeni care plutesc în jur. Paraziții sunt foarte, foarte des întâlniți. Aproximativ 3 miliarde de oameni din lume fac anual infecții cu paraziți. Cred că peste 200.000 de oameni mor anual din cauza acestor paraziți. Acesta este motivul pentru care este atât de important să înțelegeți că sistemul dumneavoastră imunitar este cea mai bună armă pe care o aveți. Aveți nevoie de sistemul imunitar pentru a vă menține acești paraziți și agenți patogeni în frâu. Pentru asta este acolo sistemul nostru imunitar. Unul dintre modurile principale prin care acești agenți patogeni au un avantaj împotriva voastră este prin suprimarea sistemului imunitar pentru a bloca nutrienții precum zincul, vitamina D și alți nutrienți, astfel încât aceștia să poată avea un avantaj nedrept. Dar chiar trebuie să vă concentrați atenția asupra sistemului imunitar, deci dacă nu țineți cont de acest lucru, puteți fi susceptibil să vă distrugeți accidental sistemul imunitar în timp ce încercați să distrugeți agentul patogen sau boala. Așadar, acordați atenție importanței sistemului dumneavoastră imunitar în orice tratament pe care îl primiți, deoarece de îndată ce vă suprimați sistemul imunitar, sunteți mai susceptibili la mai multe infecții și la mai multe probleme. Și asta se referă cu siguranță la microbiomul dumneavoastră intestinal. Microbiomul din intestin este probabil responsabil pentru cel puțin 75 până la 80% din sistemul dumneavoastră imunitar. Așadar, mai presus de orice, încercați să mențineți acei microbi benefici în viață și să-i mențineți foarte fericiți și prietenoși și asigurați-vă că relația nu se va schimba în una neprietenoasă, deoarece mediul intestinal este atât de stresat. Există peste 300.000 de diferite tipuri de paraziți, așa că aceștia sunt peste tot în jurul nostru. Nu îi putem evita și nu putem trăi într-un mediu steril. Cea mai puternică armă împotriva acestora este doar să avem grijă de sistemul nostru imunitar. Deci, care sunt cele mai bune antidoturi împotriva paraziților? Ei bine, ar fi acele antidoturi naturale care au efecte antiparazitare foarte puternice, dar au și cele mai puține efecte secundare. Așa că o să le parcurg chiar acum și sunt 4 mai exact la număr, cele mai bune 4. Mai există și multe alte produse, dar acestea pe care vi le zic sunt pe bază de plante. Vedeți dumneavoastră, plantele sunt de asemenea susceptibile la infecții și cu paraziți și au dezvoltat anumite strategii și anumite substanțe chimice care ucid paraziții. Putem să ne bazăm pe acele plante sau pe aceste plante și să le consumăm pentru acel beneficiu împotriva propriilor noștri paraziți. Și astfel, antidotul numărul 1 împotriva paraziților este usturoiul. Așa că vă sfătuiesc să mâncați mult usturoi. Numărul 2 este extractul de pelin. Extractul de pelin este un antiparazitar foarte puternic și este de asemenea un foarte bun deparazitant. Următorul ingredient sunt cuișoarele. Există anumiți fitonutrienți în cuișoare care au efecte puternice antiparazitare. Apoi avem celebrul extract de coajă de nucă neagră. Sunt extracte din acel înveliș exterior al nucii negre care este foarte, foarte înțepător și foarte, foarte puternic împotriva paraziților. Nu se întâmplă des să vezi paraziți în jurul acestor coji. Chiar și în cazul animalelor, cum ar fi vitele crescute în ferme, în loc de medicamente de parazitare, puteți folosi, de exemplu, oțet de mere. De ce este important? Este important pentru că orice lucru care oferă mai mult acid în stomac poate ajuta la uciderea paraziților. Probabil că unul dintre motivele pentru care oamenii fac infecții cu paraziți în primul rând este că pH-ul stomacului lor nu este suficient de acid pentru a ucide paraziții care se află în mâncarea acestora. Astfel, acidul din stomac este o altă barieră cu adevărat importantă pentru a împiedica supraviețuirea microbilor. Acum,
Deoarece discutăm despre paraziți și probleme digestive, inclusiv despre diaree, există câteva remedii diferite implicate în tratarea diareei pe care ar fi important să le învățați din videoclipurile pe care le voi posta ulterior. Astăzi am un mesaj important pentru voi. Dacă vă place videoclipul meu, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata niciunul dintre videoclipurile noastre viitoare. De asemenea, vă încurajez să lăsați un comentariu cu sugestii, feedback și întrebări. Sunt mereu extrem de bucuros să interacționez cu voi și să aflu ce subiecte v-ar interesa și să le acopăr în următoarele videoclipuri. Mulțumesc pentru susținerea voastră și ne vedem în următorul videoclip.